Cauzele producerii incendiilor în această perioadă sunt strict legate de necurățarea periodică a funinginei depuse pe coșurile de fum, de neîntreținerea coșurilor în urma utilizărilor îndelungate, neizolarea față de materialele combustibile din structura acoperișurilor și a planșeilor, precum și de existența unor coșuri de evacuare a fumului cu terminații în spațiul podului pentru a menține o temperatură mai ridicată sau pentru a fumarea cărnii. Cu scopul prevenirii unor incendii, așa cum uh, cu, cu toți știm, cele mai multe incendii care se produc pe sezonul de iarnă sunt uh, cauzate de coșul de fum sau de sistemul de încălzire, uh, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava județului Neamț reamintește nemțenilor faptul că uh, verificarea și uh, întreținerea coșurilor de fum este obligatorie, curățarea acestora de uh, depunerile de funingine care pot duce la uh, aprindere și ulterior la producerea unor incendii cu pagube însemnate este de asemenea obligatorie. Reamintim faptul că sistemul de încălzire trebuie protejat față de materialele combustibile, deci plecând de la sobă până la coșul de fum, până la evacuarea acestuia în atmosferă. Reamintim faptul că la sistemul de alimentare, deci lângă ușița de alimentare a sobiei trebuie, trebuie folosită o, o tablă de dimensiuni minim 70 ori 50 de centimetri. De asemenea, față de uh, sobă trebuie depozitate uh, elemente combustibile la distanțe de minim 50 de centimetri față de sobele din uh, teracotă și cărămizi sau de un metru față de cele metalice. În fiecare an, la nivelul țării, sute de oameni devin victime ale incendiilor care se produc din cauza improvizațiilor făcute la instalațiile electrice sau din cauza obturării coșurilor de fum.